Salut și bine te-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Suntem aici pe Extaz România. O să mergem noi repede să scoatem niște bănuți din bancă, pentru că o să vreau să-mi cumpăr o mașinuță. Ia să vedem ce avem noi pe aici. 1 milion, ia să vedem. Retragem cam tot. Câte zerouri? Stai că e cu multe zerouri aici. Gata, și mai avem 5.000. Care nu strică. Ei bine, serverul când am intrat mi-a dat undeva la 5.000 în inventar și nu mi-a arătat aici sus banii la bancă. Și am zis, bă, stai puțin, că m-am uitat, o bicicletă era undeva la 70.000 și am zis, ceva nu e ok. Și am rezolvat până la urmă, trebuia să mă duc la bancă să scot banii. Deci serverul vă pune la dispoziție 1 milion în total. Și am primit și un payday ceva cât am fost on. Cel la 5.000, bani buni. O să mergem să ne luăm de data aceasta, cred că ceva de la BMW sau Audi. Data trecută ne-am luat, ce ne-am luat? Nici nu mai știu ce ne-am luat. Ne-am luat motocicletă data trecută când ne-am jucat 5M. Serverul și IP-ul, adică Discord-ul, l-aveți în descriere dacă doriți să intrați. E un server la început, e un server nou. Și hai să vedem. Ia stai mă, Ford, ia, ce avem la Ford? Ford Fiesta, nu, cred că aș vrea camper. Dar cred că doar de Fiesta am bani. Ia să vedem cum arată Q. Se încarcă aici. Mamă, nenicule, ce zici de asta? Ce zici de asta? Stai așa să las bidonul ăsta jos, că am beu puține ape. Apie ca. Și mamă, auto ia interior full textil. Ca tricoul de pe tine. Și ce avem? Interior frumos acolo, câteva butoane mai multe avem pe telefoane. Arată destul de bine. Arată destul de bine. Auto. Eu zic că e un deal bun la 500 de mii de dolari. Jumătate de milion. Dar, bă, acum lăsând gluma la o parte, chiar îmi place cum arată. Cred că o voi cumpăra. Pentru că mereu am mers pe mașini mari. Mașini, mai știu eu cum. Mașini Nissan. Avem bani de Nissan. Speranțe. Doar speranțe avem de Nissan. Rolls, bă, nu mai mărși de astea scumpe. Chevrolet, ia, Chevrolet ceva ieftin, Chevrolet nu. Altele, ce avem la altele? Bicicleta, o să-mi iau, cursieră, Cadillac. Și nu dau pe ele pentru că oricum nu avem bani, de asta nici nu am nicio intenție în a deschide. Păi și ce poți să ții cu toți banii de ăștia de început? De la Audi nimic, de la BMW cred că nimic, că m-am mai uitat pe acolo. Deși sunt multe BMW-uri, prețul, stai mă, e crescător, ba nu. Ba da, e complet crescător, ok, măcar știm un lucru. Honda, 600 de mii, Honda Bros, pentru broșii tăi. Ia mă, hai să vedem ce e Honda Bros ăsta. Este o motocicletă, Honda Bros, nu mai mi-am, sau să-mi iau o motocicletă. Nici asta n-arată rău, nu frate, eu-mi iau Ford-ul ăla. Oricum, bani n-avem. Prea mult se face în cash. Stoc indisponibil. Stai că nu pot, că nu-i stoc. Singura care-i pe stoc, nici Civic-ul ăsta nu e. Singura care-i pe stoc e Honda Bros. Haide cu Honda Bros. Du-te la garaj. Ce zice? Cine scrie primul? C, A, F, V, Z, D, W. Dă încoace banii. Dă banii încoace. Gata. Bă, mă bag la alea pentru că am nevoie de bani. Ia să vedem, mă, ce zice un Honda Bros. Ia auto, frate. Hai că dacă tot data trecută mi-am vândut motocicleta, avem acum alta. Hai să vedem dacă putem să modificăm, după care mergem frumos la un jobuleț, ne angajăm, facem pe acolo un ban cinstit, să vedem cât se câștigă pe server. Și se duce frumos. Cred că, mamă, câte dale au apărut acum, am văzut de când am intrat pe server. Au apărut multe dale să scriu pe acolo, doar că vizual. Ia, putem să-i punem niște roți mai mari. Bike wheels, ia. Merge? Da. Sau? Pe spate e ok, pe față e... Uleu, e camera asta. Bine, n-ar arăta rău. Nu vreau să-i las de astea de teren. Nu-mi plac mie personal. Chiar nu-mi plac. Pe când astea... Astea așa 3.000 nu sunt nici scumpe, știi? Uite astea așa, spițatele astea arată bine. Chiar arată bine, de ce să... Stai că am apăsat de tot. O modificăm și noi cum putem. Nu, aici abia ce-am fost. Ia să vedem, o culoare așa pe ea, ce se vopsește. Oh, wow!
Arată bine. Arată bine cu partea asta roșie, nu? Sau albastră? Face albastră. Asta. Ia să vedem secundarul are spatele. Oh, e cealaltă parte a motocicletei, neagră. Ia, neagră. Mai bine este în evidență cu alb așa. Ah, dar nu e chiar alb. Stai măcar să-l punem alb, 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 alb. Așa, primer. Da, astea nu mai avem nevoie. La astea am văzut că putem să-i punem... Dar nu prea. Nu merge. Practic nu-i punem, dar nu se vede. I-aș pune negre. Dar probabil are cromul ăla pe el și nu avem nicio șansă să vedem. Deci, irelevant. Numărul de matriculare îl avem. Na, nu e ceva să se vadă. Dar ce urețel e. Luminile nu. Ia, window tint. Avem geam pe ea? Ok, putem să-i facem astea mai întunecate. Îmi place așa. Și claxon, evident, nu avem nevoie. Hai să vedem puțin pe modificări. Sper să nu coste foarte mult. 30.000. Funcționează asta? Nu. Oare pot să-i pun turbo? Nu știu cum ar funcționa turbo-ul pe motocicletă. De fapt, ok, o duc la maxim, băieți. Mamă, 60.000 cu motorul ăsta. N-a fost cea mai bună alegere, cred. Suspensii n-avem nevoie și armură cred că aș avea nevoie. Oh, nu, n-am văzut cât costă. Am rămas falit. Am rămas efectiv falit. Hai să mergem să ne angajăm că ne-am ruinat cu motocicleta asta. Măcar fuge. Deja 70. E de ajuns pentru oraș. E de ajuns. Plus că e foarte înaltă. O să mă dau jos de aici fără coloană la cât de cocoșat stă ăsta. Haideți să mergem la primărie să luăm acolo jobul. 140. Haide mă de viteză, 150, 160. Ia dacă merg așa, ia mai mult, 160 și așa. 160, băieți, și șurul pe cocoașa. Ei! Cine? Acum am realizat, am rămas cu 41.000 de dolari, corect? Iar noi am primit acolo pe chat 44.000. Asta înseamnă că banii ăștia pe care noi îi avem acum sunt doar din aia de pe chat. Altfel, chiar nu mai aveam niciun bănuț. Și avem așa, avem braconier, avem chimist, cipercar, constructor, croitor, culegător, dealer, electrician, falsificator, fermier, gunoier, hacker, host de mașini, miner, pădurar. Mamă, câte joburi! Câte joburi, nici nu știu ce să aleg. Mamă, chiar sunt foarte multe joburi. Astea presupun că țin de jucători. O să vreau ceva host de mașini. Cum funcționează oare jobul de host de mașini? Ești deja angajat ca șomer. Gata, gata, mă scuzați. O să mă duc să le zic că nu mai vreau să lucrez ca șomer. Ți-ai dat demisia din funcția de șomer. Eu vreau să mă fac de ăla. Împrumutator de mașini, te-ai angajat, du-te la punctul de pe hartă pentru a începe. Ia să vedem, mă, băieți. Ne băgăm în ilegale, legale? Sau ajungem la pârnaie? Ia, stai că ne-a și apărut o zonă pe hartă. Aici, la garaj, ia să vedem. Care-i treaba? Oare n-am nevoie de pistol? Da, mă descurc, am pumnii ăștia de oțel. Dau peste ei cu motocicleta. Ești, bă, tu știi cine-i tata? O să zic că de ce, mă, nu ți-a zis, mă? Se pare că am ajuns, ia să vedem. Lasă aici motocicleta. Și presupun că undeva pe sus e checkpoint-ul la baraca asta aici. Ilia Kaslov. O, dar am nevoie niște bani rapiși și știu, bă, cine citește așa repede? Nene, am 3 clase. Las-o mai ușor. N-am apucat să citesc nimic. Du-te pe strada pentru a recupera mașina. Ți-am lăsat aici coordonatele. Mașina pe care trebuie să o furi este Wheeler Faction ceva. Mamă, pui și eu mă duc cu ăsta? Aoleu, n-am nici armă. Du-te pe strada. Gata, hai să pentru a recupera. Păi stai puțin, ori furăm, ori recuperăm. Că e diferență mare între a fura și a recupera. Deci, băieți, practic recuperăm, nu suntem ilegali. Auleu, era să fiu mort legat.
Uite aici, puțin mai în față, o să o luăm noi pe aici, știu eu, scurtătura. Bine, ca să nu stau să frânez acolo și mă bag așa. Când cu mașina să iei cu 140 curba asta? Când vreodată? Aici am parcare. Mamă, ăsta e cel mai legit furt. Cât? Ăsta? Păi da, și cine mi-aduce motocicleta? Mamă, prima mașină al furată, băieți! Întoarce-te cu mașina în garajul lui. Ok, avem lumini? Stai, nene, să văd dacă funcționează. Nu ai telefon mobil. Ce-s, mă, farurile în jocul ăsta? A. Ce ziceți de prima noastră mașină furată? Primul jaf. Primul jaf dat, băieți. Frumos, frumos. Hai să mergem. Mă uitam și la ea să văd. O conducem ca și cum am furat-o. Bine, practic am furat-o, dar oarecum zice că o recuperăm. Smooth? Nu prea smooth. Băi, e destul de tare jobul ăsta. Dar sunt curios oare, bine, acum nu e poliție. Dacă m-ar opri poliția, ar fi un job ilegal, pentru că merg cu o mașină care nu o dețin. Da, dar pot să zic că ia unui prieten. Nu? Ia lui Ilica Coslov ăsta. Și îi zic, domne, dacă nu mă credeți, haideți cu mine la garaj la el să vedeți că ia lui, el m-a pus, îi aduc. Da, permis să ai? Păi n-am. Păi de ce? Păi l-am mutat acasă. Mai mâncă cât ce lui Teba. Aproape ai ajuns, îndreaptă-te cu mașina în punctul marcat pe GPS. Aici apare a fi, nu? Apasă ei pentru a lăsa mașina. $2000 mi-a dat. Bro. Când o să-mi iau eu BMW-ul ăla de 2 milioane? Gata? Mă duc să-i zic că i-am livrat mașina? Păi și mă pune să-i livrez alta? Oh, shush. Mamă, și acum mă pune să-i livrez altă mașină. Pe 2000? Să ți-o livrez singur. Alge, băiți, motocicleta mea e în cealaltă parte. Mișto. Am contactat și eu mai sus să văd dacă e normal paymentul de 2000 și am înțeles că da, e normal. De ce? Pentru că economia așa vrea să fie în mare parte, adică cine are, e pe premiza, bă, cine are o mașină înseamnă că am muncit mult pentru ea. Mașină mai scumpă, mă refer, care nu ține de banii de început. Și o să, când voi, când veți intra, o să aveți și mașinile acelea care erau cu banii de start pe stoc. Cred că și motocicleta asta o să o aveți. Vă recomand motocicleta, vă mișcați mult mai repede prin oraș și vă recomand să faceți chestiile alea de pe chat. Pentru că faceți bănuți ca lumea. Am mai făcut 83.000, că am scris cât de EQTV, ceva pe acolo. Vă las și eu aici, serverul este Extaz România. Aveți o tonă de joburi din care să le încercați. Eu am încercat asta cu hoț de mașini, deoarece mi s-a părut destul de tare, care de fapt nu e chiar hoț, corect, că zice recuperează sau ceva. Bine, până la urmă o furi, mă. Dar, na, fiecare încearcă să se scuze, nu? Bun, noi ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc frumos, pa, pam!